basme în limba română. Galoșii norocoși. Generalul avea cea mai mare și cea mai frumoasă casă din întregul oraș. Deci când ținea câte o petrecere, cu toții veneau. Oh, bineînțeles că nu! Regele Hans a fost cel mai important din istorie. Toată lumea a trăit o viață pașnică și simplă atunci. Oamenilor de azi nici măcar nu le mai pasă unul de altul. Nu sunt de acord. Mediul înconjurător trebuie să continue să se îmbunătățească și să crească. Și oamenilor chiar le pasă în ziua de azi. Uite, atât de mulți oaspeți au venit la petrecere. Le pasă de mine. Consilierul știa că nimănui nu-i pasă de gazdă. Dar nu știa că odată ce toată lumea pleacă, generalul va fi din nou singur în casa mare. Ei bine, sunt ocupați acum, dar sunt sigur că au venit aici pentru mine. Și nu pentru mâncare. Da, desigur. Domnule, mi-e teamă că nu mai avem pahare. Nu mai avem pahare? Ce vrei să spui? Vreau să zic că nu mai sunt pahare pentru oaspeți. Ah, știu ce înseamnă asta. Dar tocmai ați spus... Taci acum! Du-te și scoate acele stive noi de pahare din magazie! Da, domnule, absolut! Depozitul este cea mai întunecată cameră din casă. Aici se păstrează lucrurile nedorite. Dar magazia casei generalului avea ceva mai mult în acea noapte. Sunt amețită! Da, cine ar fi știut că zborul în cercuri ar face asta? Ce s-a întâmplat, grijă? Te doare capul cumva? Te-ai învârtit și tu așa ca mine? De ce trebuie să am eu grijă de tine? Ești asistenta norocului, nu a mea! Nu e corect! Îmi pare foarte rău, dar știi, noroc e într-o vacanță. Eu doar îi țin locul până se întoarce. A spus ceva legat de... de norocel? Trebuie avut grijă! De noroc trebuie avut multă grijă! De asemenea, dacă vrei să știi, e ziua mea de naștere azi. Bine, fie. Atunci vom face ceva interesant astăzi. Mă bucur că ai adus vorba. M-am gândit deja la ceva. Așa. Ce erau aceia? Nu i-am mai văzut în magazie până acum. Acesta este darul meu pentru omenire. Vezi tu, aceia nu sunt niște galoși obișnuiți. Aceia sunt galoși norocoși. Oricine poartă acei pantofi, li se oferă tot ceea ce doresc. Ce anume? Ce? Ce s-a întâmplat? Nu e un lucru bun? Nu! E o idee rea, foarte rea! Acest lucru va aduce numai probleme, probleme mari! Oamenii nu știu ce vor! Ei nu sunt niciodată atenți la dorințele lor! Te gândești prea mult! Acesta va fi un lucru bun, vei vedea! Am să o fac! Și tu la fel! Sus în sală, oaspeții începură să plece. Nu! Aceia nu sunt pantofii tăi! Uită-te la ei! Ai tăi sunt chiar acolo! Dar galoșii își aleseseră proprietarul. Grozav! Despre asta vorbeam!
Nimănui nu-i pasă de acest oraș sau unul de altul. Generalul nu a avut dreptate. Aș vrea să mă întorc pe vremea când regele Hans era domnitor. Chiar n-ar fi trebuit să spun asta. Trebuia să-i spun generalului că toți oaspeții au fost acolo doar pentru petrecere și nu pentru el. Nu e drept! Cum pot lăsa o asemenea baltă chiar lângă stradă? Va trebui să-mi curăț pantofii acum. Unde a dispărut trotuarul? Am luat o întorsătură greșită? Stai! Când a încetat să plouă? Uită-te pe unde mergi, flăcăule! Tu uită-te, flăcăule! Nu trebuie să călărești un cal în mijlocul unei străzi! Flăcău! Ce vârstă avea acel bărbat? Și ce purta el? Trebuie să meargă la un bal mascat, unde toată lumea se îmbracă ca cineva din timpurile vechi. Unde este acest bal mascat la care eu nu sunt invitat? Ce cauți aici fără armură? E foarte generos din partea ta, dar nu cred că ar trebui să mă duc neinvitat la balul mascat. Un bal mascat, ce? Și cine are nevoie de invitație pentru a lupta în război? Regatul nostru este în pericol! E datoria noastră să-l protejăm cu viața noastră! Victoria va fi a noastră! Victoria va fi a noastră! Victoria va fi a noastră! Oh, v-ați luat rolurile foarte în serios, trebuie să spun! Nu ne face să ne pierdem timpul, să-i dăm o armură! Nu avem atâta timp, să-i dăm o sabie și un scut! Da! Ascultă, aceasta este o greșeală. Eu nu sunt un soldat, cred că... Atacați! Trăiește! Să-l punem în temniță! El e dușmanul nostru! Nu temnița! Nu! Nu! Am adormit? Ce lucru rușinos! Ce au pus în mâncare acolo? M-am înșelat! Aceste vremuri sunt mai bune decât cele din vremea regelui Hans. Nimănui nu-i place războiul. Cel puțin acum pot să merg și să dorm în patul meu confortabil. Cine a lăsat punga asta de gunoi aici? Ar trebui să arunc asta în tomberon. Acum cine a păstrat ăștia aici? E ciudat! Îmi amintesc că i-am ținut înăuntru. Acum că sunt aici, poate că-i pot purta. Picioarele mele sunt reci. Nu! Un pic mai mult! Te rog, nu spune asta! Te rog, nu spune asta! Îmi doresc ca trupul meu să se potrivească suficient pentru a ajunge la pungă! Nu! Dar a fost prea târziu. Cum s-a întâmplat asta? Este atât de dificil! Cum scap din asta? Sunt blocat! Ce fac acum? Îmi doresc ca sacul de gunoi să nu fie aici deloc! Ce? Unde s-a dus sacul? Dorește-ți ceea ce trebuie, nebunule! Este o fantomă în jur? De ce mi se întâmplă asta mie? Te rog, cruță-mă! Îmi doresc să nu fi luat niciodată sacul ăla rău de gunoi! Da, în sfârșit! Stai departe de mine! Fantoma în sac! Fantoma în sac! În timp ce zânele credeau că cei mai rău se terminase acum, paznicul veni alergând. Ce? Ce s-a întâmplat? Cine a țipat? Nu este nimeni aici! Ce viață! Ia o pauză 10 minute și apoi cineva urlă!
Oh, ai cui sunt pantofii aceia? Oh, wow! Aceștia sunt foarte confortabili. Trebuie să fie pantofii generalului. Oh, nu trebuie să-l deranjez acum. Este târziu. Mă pot întoarce mâine. Cât de norocos și onorabil e să fii general. O casă mare, slujitor la dispoziția sa. Ce viață! Mi-aș dori să pot face schimb de locuri cu el. El e mai norocos decât mine. Ce viață minunată! Am o casă mare acum! Oamenii mă respectă! Pot să fac tot ce vreau, ori de câte ori vreau. Îmi iubesc viața! Paznicul era acum cel mai fericit om. Dar pentru cât timp bogățiile aveau să-i ofere bucurie? Sunt atât de plictisit și atât de singur! Care e scopul acestei case mari dacă voi trăi singur pentru tot restul vieții mele? Aș vrea să am companie! Acest paznic e mult mai fericit decât mine. Are o familie la care se poate întoarce. Aș vrea să pot face schimb de locuri cu el. Este mult mai norocos decât mine. Oh! Ce vis ciudat! Sunt recunoscător pentru viața pe care o am. Într-o oră mă voi întoarce la soția și copiii mei. Sunt cu adevărat mai norocos decât generalul. O stea căzătoare! Ar fi foarte frumos să o văd de aproape. Mi-aș dori să pot zbura din corpul meu până la lună. Cum s-ar simți asta? Ce se întâmplă? Am murit? Nu! Cum s-a întâmplat asta? Ajutor! Dar cine l-ar ajuta? Săracul paznic a zburat în sus și în sus. El dorea ceva ce nu voia niciodată. Dar galoșilor norocoși nu le-a păsat de asta. În cele din urmă, dorința sa a devenit reală, pentru că acum era pe lună. Nu a înțeles niciodată ce s-a întâmplat. El s-a pleznit ca să se trezească din vis. Pământul a târnat deasupra capului său ca o minge imensă. Paznicul era speriat și îngrijorat. Nu se va mai putea întoarce niciodată la familia sa. Stătea acolo pe lună și plângea. Dar ce s-a întâmplat cu paznicul înapoi pe pământ? Bună! Poți să-mi spui ce oră este? Ce ți s-a întâmplat? Străinul l-a chemat imediat pe general și l-au dus pe paznic la spitalul din apropiere. Acolo pe pat, medicii erau cu toții confuzi. Cum poate un om atât de sănătos să nu mai răspundă brusc? Va trebui să mai facem câteva teste pe el. De ce poartă acei pantofi pe patul de spital? Asistentă, vă rog să-i scoateți. Poftim, lasă-mă să te ajut. Și spiritul paznicului s-a întors. Pământ! Pământ! Soția mea! Copiii mei! Mă pot întoarce la ei! Pământ! Dulce, dulce pământ! Cel puțin este treaz! Mulțumesc, doctore! Voi pleca acum! Domnule, cred că aceștia aparțin paznicului? Oh, da! Îi voi returna! M-am săturat de galoșii ăștia acum! Trebuie să-i ducem înapoi, înainte ca dorințele altcuiva să devină realitate! Ei bine, generalul trebuie să-i țină undeva. Noi putem lua când se uită toată lumea. Salut! Arăți singur și trist. Și? Ce treabă ai tu? Este frig. Nu ai pantofi. Ai vrea să porți acești pantofi confortabili și moi pentru a-ți acoperi picioarele? Ei bine, dacă mi s-ar îndeplini dorințele, știi ce mi-aș dori?
Aș vrea o casă în care să locuiesc și cineva să aibă grijă de mine. Tu nu știi cum e să trăiești singur pe stradă. După modul în care ești îmbrăcat, tu probabil că trăiești într-o casă mare cu o familie iubitoare. Eu locuiesc într-o casă mare, dar singur. Înțeleg problemele tale, băiete. Vrei să vii să locuiești cu mine? Nu am fiu, iar casa mea ar avea nevoie de un băiețel puternic care spune ceea ce gândește. Ce? Serios? Da, desigur. Vino cu mine. Pot purta acei pantofi? Sunt prea mari pentru tine. Îți voi cumpăra alții noi. De asemenea, voi cumpăra haine noi pentru tine. Și jucării și bomboane. Îți plac bomboanele? Wow! Îmi plac bomboanele! Au! Vezi? Galoșii mei chiar au adus noroc! Într-adevăr au făcut-o! Singurul moment în care nimeni nu i-a purtat. Nu fi prea mândră de tine! Ai trimis un bărbat pe lună! Oamenii nu au nevoie de acești galoși norocoși. Nu au nevoie decât unii de alții.